Fiecare dintre noi e o planetă construită din 37 de triliarde de celule. Că ești planeta Paul, băiatul de zahăr, sau planeta Ligia, fata cu sânge rece în orice situație, corpul tău conține tot 65% oxigen și 18,5% carbon. Ai tot miliarde de celule albe care luptă împotriva infecțiilor. Iar atunci când corpul tău pierde fosfor, ai aceleași reacții de anxietate și lipsă de poftă de mâncare. Fiecare dintre noi e o planetă necunoscută pentru noi înșine, care are nevoie să fie descoperită și înțeleasă. Vino în laboratoarele și clinicile MedLife. Când știi ce ai, știi ce ai de făcut. Dragi prieteni, bine v-am găsit. M-ați prins încă butonul la telefon, așa cum a prins și ploaia. Am trecut prin toate în ultimele 20 de minute, ne-a prins și ploaie și grindina a ieșit și curcubeul puțin. Sunt toate premisele să avem o seară frumoasă. Lângă mine, așa cum vă anunțam în promo, este viceprimarul Aradului, Ilie Cheșa, fiind la Pertu. Bună seara, Ilie! Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara, dragi aradeni! Bine te-am găsit și noi, pentru că te-am găsit în orașul care... de a cărui administrare ești responsabil într-o anumită parte, din funcția de viceprimar. Am crezut că spui în orașul în care te-ai născut. Chiar ești arădean? Da, bineînțeles. Unde? De unde? Arădean din Arad. Din Arad, din ce cartier ai crescut? Generală 4. Generală 4. Centru. Centru. Frumos, Dobrogeanu Gherea. Domn profesor de Răbuț. Aoleu, domn profesor de Răbuț, da. Ai avut parte de niște corecții din partea lui? Da, am lipsă și acum aici. La Bărciuni. Da. Nu, serios, îți amintești? Dar cum să nu? Am făcut-o cu el matematică. Știa o matematică de trăznea. Lipsește. Bun. În seara asta o să povestim cu Ilie despre de toate, să-l cunoașteți puțin și altfel decât l-ați văzut prin presă în calitate de politician, de administrator, de oraș. Așa că o să-l chestionăm, o să vorbim... Bineînțeles, să atingem și politica și administrația, că nu se poate altfel, mai ales că suntem în prag de alegeri și Ilie va candida pentru fotoliul de primar. Așa că o să începem. Copilăria, cum ai fost ca și copil, Ilie? Ai fost un copil cu minte? Nu, am fost un copil cu minte. Am făcut hernie la 6 ani. Mă băteam pe bârnă, în generală 4. Da, asta era sportul școlii, acolo toți ne-am bătut pe bârnă și eu am făcut la generală 4, da. Am fost un om normal, m-am născut în Arad, am crescut în Arad, părinții... părinții mei sunt din Maramureș, au venit în Arad aici la școală și au găsit de muncă, s-au îndrăgostit. Uite, avem un punct comun și tatăl meu vine din Moisei, de lângă Borșa. Da, părinți au fost. De unde din Maramureș? În Bocșcoiel, Vișeu de Jos. Aha, lângă Vișeu. Lângă Vișeu, da. Da, da. Frumoasă zonă Maramureșul, da. Dar pentru că sunt, eu m-am născut aici, sunt arădean, eu consider că Aradul este cel mai frumos oraș. Corect. Hai să mergem mai departe. Ai făcut școala generală 4, ai făcut și sport, am înțeles. Am făcut mai multe sporturi. Am practicat fotbalul, am practicat boxul, am făcut mai multe sporturi. Niciunul de performanță. Mai bine, crede-mă. Dacă faci sport de performanță, urmările le simți până la 18 ani, da. După 40 de ani încep să simți că ai făcut sport. Ilie, Da. La fotbal m-am ținut până la 18 ani, am jucat la juniori, la vagonul, la motorul. Chiar săptămâna trecută, Dumnezeu să-l ierte pe domnul procuror Palcu, am avut anumite, cum pot să spun așa, amintiri plăcute, pentru că era unul din cei care ne susțineau când eram la tineret și salut pe colegii mei toți care au fost la motorul Aradul Nou. Domnul Palcu era președinte în vremuri, pe vremurile respective. A iubit foarte mult sportul și ne ajuta cum putea el. Chiar dacă era pe funcție și atunci, aveau, cred că vreo 5 ani, 6 ani de zile el a fost președinte la motorul. Pe ce post ai jucat? Fundaș dreapta, mijlocaș dreapta, fundaș central, la 15-16 ani. Winger, da. Cum se zice acum, nu? Eram o echipă bună, îi mai băteam și pe UTA, mai ne băteau. Să știi că erau multe grupări de zonă. Bine, erau și mai multe stadioane, aveam 4-5 stadioane în plus în Arad acum, dacă tot... Îmi permit să vorbesc liber, nu? Da, categoric, da. Nu mai există acele stadioane, din păcate. O mare durere, faptul că au dispărut stadioanele. Da. Stadionul Motorul se va dezvolta, să știți. Să știi. Stadionul Motorul are două terenuri foarte bune. Chiar un teren care cred că putem pune bazele unui centru multifuncțional în viitor în Arad. Chiar am căutat de un an de zile cu colegii din primărie, căutăm fonduri europene pentru acel stadion. Pentru că este... un loc foarte mare unde putem să facem un centru multifuncțional.
cum îl spun, de sport. Când spun un centru multifuncțional de sport, mă refer la mai multe sporturi. Putem face o sală de sport, chiar acum sala de box motorul, dacă ai auzit. Îi salut pe toți colegii mei care și îi asigur că sala de box motorul va rămâne și va fi în patrimoniul primăriei Arad. Sala de box motorul este în momentul ăsta proprietar privat și noi o vom lua în patrimoniul primăriei, există un proces pe rol momentan, sunt doi proprietari, când se va finaliza procesul, noi avem bani prinși pentru a duce sala în patrimoniul primăriei. După ce avem sala în patrimoniul primăriei, putem accesa fonduri europene să facem acel centru multisport pe care mi-l doresc foarte, foarte mult. Putem dezvolta, bineînțeles, este nevoie și de vestiarul fotbaliștilor, sunt vechi acolo, sunt de 15 ani. Și acum și UT acolo se poate antrena. Avem un al doilea teren. Acolo sunt două terenuri. E singura locație unde sunt două terenuri. Pentru că veni vorba de UT, astăzi este o zi importantă pentru... Da, la mulți ani. La mulți ani. Pentru iubitorii fotbalului din Arad. La mulți ani, UT face 79 de ani, parcă, 18 aprilie, da. Da, ziua în care baronul a înființat această legendă a Aradului. Apropo de UTA, ai văzut că are voie din nou să joace cu spectatori? Da. Cred că s-au speriat cei de la București de atâția copii pe stadion. Ultimele meciuri, eu sunt convins că mulți au fost foarte emoționați. Eu personal am fost emoționat. A fost ciudat să stau acasă la televizor și să o văd pe fiica mea în tribuna. Foarte emoționat. Știi? Adică era așa un sentiment, bă... Pensionar, ce fac? Ce se întâmplă? Și stai la televizor să vezi. Da, să știi, la primul meci cu club am peste fost 6.000 de copii jos am pălăria. Fost la masa presei și asta este Radu, asta este spiritul. S-a ridicat vorba pe mine, am fost foarte emoționat auzind acei copii cum strigă, am și scris un articol. De fapt, eu cred că ăsta este patrimoniul UTEI. Nu, e patrimoniul nostru. Patrimoniul nostru, da. Da, e orașului. Da, UTEI, de fapt, da. Patrimoniul nostru. Bun, cum ai intrat în politică? Sau mai bine zis, când? N-am mai spus că îmi pui întrebarea asta. Așa e. Mai venim cu surpriză. Da. Aveam un entuziasm când am venit. Nu. Da. Romi Dubăț m-a băgat în... M-a ajutat. Da. Și de-aia ți-am zis că m-a emoționat acum când ai adresat... Eram așa la discuții, eu unde am lucrat la Transeuro, import-export, ultimul meu job care l-am avut 9 ani de zile. Eram foarte bun prieten cu Romii, cu Lumii, Dumnezeu să-l ierte pe Romii, să salut Lumii. Eram, cred că la Hotel Park, cum îi spunea, la un șpriț. Da. Bă, trebuie să te bagi politică. Cu Romii când ne întâlneam, inevitabil 2009. Da, 2009. Și de-aia ți-am zis că nu mă așteptam la întrebarea asta, m-a emoționat. Ai știut? Nu, n-am știut. Ah, ok. Ultimul revelion l-a petrecut cu mine împreună, știi, și acum m-au trecut un pic emoțiile. L-am sunat seara pe la ora 7. Ce faci? Lumii, ce faceți? Acasă. Haideți. A venit cu mine de revelion. Să-l ierte Dumnezeu. Hai cum se pare a avut flair că te-a împins spre politică? Da, știi cum, știți voi toți cum era el și cum... Am te plictiseai lângă el. Cum spriți? Da. Hai să terminăm cu treaba asta. Okay. Ai intrat în politică. Cum ai ales atunci? Că puteai avea o plajă largă să alegi un partid politic. A, nu puteam să fac asta. Nu? Nu mă lăsa mama. N-avea cum. Mama mea e de stânga și o salut. Dacă se uită... 100% cred că se uită. Dacă nu, acum la ai în dreapta și sângele roșu. Nu puteam să fac altă alegere. N-aveam cum, nu era nicio alegere, era simplu pentru mine. Da. Bun, am văzut astăzi, ai avut și material care s-a publicat și am să încerc să mai iau de acolo, să aducem în discuție puțin unele lucruri care mie mi s-au părut foarte interesante, dar până să ajungem la alea, aș vrea să întreb, pentru că nu ascund, am avut o discuție cu tine ieri când te-am invitat la emisiune și eram amândoi nostalgici în ceea ce privește Strandul Arădean. Crezi că se poate... Când făceam jumătate de oră de la un capăt la altul. Da, când erau seara, 10.000 de arădeni pe ștrand. Da. Pe ștrand, că suntem arădeni, nu Cristi? Da. Noi nu spunem la ștrand, ne spunem... Pe ștrand. Ce crezi că s-ar putea face ca să fie ștrandul, vorba tribunului, tot ce a fost, vom fi din nou ce am fost mai mult decât atât, da? Corect.
ce putem face noi ca și arădeni, să, ca și administrația locală. E un lucru simplu ce poți să faci. În primul rând, comercianții trebuie să revină, iar noi, administrația, trebuie să deschidem ușile și să stăm la masă cu ei, să vedem ce putem să facem noi pentru ei. La o discuție cu câțiva amici, o să spun ce am spus direct. Știi că eu sunt direct. Da. Ce ți-am spus și ieri? Cu foarte mulți prieteni, contabili, avocați. Chiar au făcut, un prieten al meu contabil a făcut o analiză. Dacă noi, administrația locală, am creat facilități pentru comercianți să dăm toate spațiile care sunt pe strand la un leu pe lună. Că modic. Nu poți, modic, pentru că pe lege nu poți să-i dai gratis. 10 ani. Îți spun ce ți-am spus ieri. Mama mea ar veni să facă langoș, că se plictisește la pensie. Și noi doi ne-am face pâine cu un soare. Da. Și cu ceapă și să vindem pâine cu 3 lei. Trebuie să facem ceva. Deci trebuie redeschis strandul. Trebuie redeschis strandul, neapărat. Și acum nu am glumit când am spus acest lucru. Putem să dăm toate spațiile comerciale. Bineînțeles, administrația locală să investească puțin, să investim puțin și să le modernizăm și la comercianți să dăm la un leu chiria pe zi. Când pare viu strandul, este în timpul festivalului berii. Când pare mai viu decât de obicei. Festivalul berii este un eveniment normal, dar eu văd dezvoltarea strandului la, să fie la liberă circulație. Să pot să beau bere de care vreau eu, să nu fiu condiționat numai de un anumit... Ai vreo marcă preferată de bere? Nu, nu sunt băutor de bere. În ultima perioadă am dat de gustul romului. Da? Da, în ultimii 2-3 ani am dat de gustul romului. Aici putem vorbi că nu face reclamă, nu? Am și un preferat. Dead Man's Finger. Ai încercat Dead Man's Finger? Nu. Oh. Nu. Dictator? Dictator, da. Expirate, da. Dar n-am auzit. Îți recomand Dead Man's Finger. Îl găsesc? Da, sigur. Pe site-urile de specialitate. Ce am astăzi, mă bâlbâi. Și n-am băut rom. Probabil că de aia. Da. Mai vreau să te întreb ceva. Am văzut că vrei și ai ambiția și îți dorești tot felul să reușești. Dar și strandul, mă iers că te întrerup. Și strandul e o ambiție. Da. După alegerile locale am să insist la domnul primar, la domnul viceprimar, la consilierii locali să ne punem la masă, să le prezint această idee. Să dăm spațiile comerciale la un euro pe lună. Bine, va trebui gândită foarte bine. Bineînțeles. Da. Dar trebuie să facem pasul ăsta. Administrația locală la proiectul ăsta, dacă pot să-l numesc așa, nu pierde absolut nimic. Are numai de câștigat, iar orașul, bineînțeles, foarte mult are de câștigat. Ții minte, când eram noi mici, vineau din Timișoara să facă baie, să mănânce un langur, să mănânce pită cu un soare și cu boia. Păi în anii 90 veneau timișoreni seara, pentru că în Timișoara nu găseau nimic deschis. Bineînțeles. Da. Se poate. Se poate readuce la viață. Nu e greu. Numai să ne dorim. Sar de la una la alta. Aia spuneam că am văzut că ai o ambiție de a reconstrui acel celebru autobuz al fabricii Marta care a circulat prin Arad. Cât este vis și cât crezi că poate deveni realitate? Că totuși să reconstruiești o mașină de acum 100 de ani sau 100 și... Nu este niciun vis, Flavius. Absolut niciun vis. Realitate. Banii sunt, există întâlniri... S-a și cumpărat deja, sunt cumpărate anumite piese. Numai la știrea care am dat-o și am prezentat bugetul care l-au votat și colegii mei consilieri pentru Marta, avem 300.000 de euro doar pentru a facilita construcția celor două autobuze, Marta. Și vor fi. Dar vor fi în stare de funcționare, adică ne putem plimba cu ele. Da, bineînțeles. Foarte interesant. Aceste autobuze vor atrage foarte mulți clienți. Trebuie să redevenim orașul care am fost și care suntem. Nu trebuie să ne uităm identitatea. Doar la anumite comunicate de presă care le-am făcut pe Marta, avem lângă noi și avem un grup cu care lucrăm de 5 firme din zona industrială. Foarte puternice. Nu am să le dau nume, Cristi, dacă te uiți la mine. Dar să știi că au venit cu inima deschisă manageri de la firmele respective și
pun osul, ne-au pus o hală la dispoziție. Una dintre ele a cumpărat deja, au cumpărat roțile. Era să mă scap. O altă firmă ne pot spune chiar, vorba de, le mulțumesc colegilor de la Leoni, care sunt extraordinari, ne-au pus sală la dispoziție, ne-au pus tot ce ține de logistică. Deci să-l invitați pe Ovidiu Balint să vă prezinte, există o... Au venit foarte multe forțe din județ la proiectul ăsta, să știți, din municipiu. Ajunge imediat și la video, că vreau să fac legătura între acest autobuz și hub-ul Marta, care, din câte știu, este o creație de-a ta. Da, este un proiect al meu, Ovidiu-l continuă, mă bucur, îi mulțumesc. Colaborăm foarte bine, eu pe administrativ, el cu partea culturală și mergem înainte. Am văzut că sunt proiecte mari. Cum ți-a venit ideea cu acest hub cultural? Că în Arad mai există instituții de cultură care poate să acopere multe lucruri. După ce am devenit viceprimar, având în vedere că era, l-am cerut la domnul primar să fie în subordinea mea, era în subordinea mea, m-am cercetat, am citit, m-am pus și pe coridorul de la primărie avem 3 sau 4 tablouri cu autobuzul. Autobuzul. Marta. Și veți vedea în următoarea perioadă am accesat peste 15 milioane de euro pe trei linii de finanțare europeană. La ADR Vest avem 5 milioane de euro accesați. Am accesat pe Marta, pe programul transfrontalier, 2.400.000 de euro și vom câștiga. 2 proiecte din 3 sigur vom câștiga și o să refacem. Și e o zonă unde ne lipsește nouă arădenilor. Da. Tu ai spus asta. Da. Dragi prieteni, suntem în direct. Puteți să trimiteți mesaje, să-l întrebați pe Ilie Cheșa dacă doriți să aflați ceva despre el. Nu neapărat despre să nu trimiteți mesaje cu gropi neastupate sau neasfaltate, pentru că n-am să le citesc. Vorbim despre altceva aici. Ilie, cum îți petrești timpul liber? Sau cât timp liber ai? Da, complicat. Dacă foarte mulți arădeni cred că viața de primar sau de viceprimar sau administrația publică pleci la 8 și ajungi seara la 8, puțin timp liber, inclusiv sâmbetele și duminicile, nu este ușor să fii viceprimar, dacă cineva crede treaba asta. Sau mai primesc telefoane, nu ai rezolvat aia, nu ai făcut aia. Sunt multe lucruri, multe proiecte lăsate și atunci este destul de complicat. Timpul liber... În primul rând, cea mai mare bucurie a mea în timpul liber este că mă duc cu fiica mea dimineața la grădiniță și după aia încep, recunosc. Da, ca hobby-uri? Ca hobby-uri? Sport mai faci? Mai de vreo 2 ani n-am mai mers la fotbal, mă ceartă colegii, noi avem un grup foarte mișto. Îi salut pe colegii mei de la echipa Aradul Nou. În fiecare vineri de vreo 8 ani de zile noi jucăm Aradul Nou cu Sân Niculau. De vreun an jumate n-am prea fost, dar am să mă reactivez, le promit. E greu să mergi acum să te ții de ei, știi că sunt ambițios și că te văd, ești fit, nu ai făcut. Nu o să țin o oră, o să joc 20 de minute și atunci fac mișto, știi, și nu-mi place. Bine, dar te văd că ești fit, te ții bine, nu te-ai îngrășat, nu? Da, da, alerg, joc fotbal de 2-3 ori pe săptămână și atunci, de acum în ultimul an nu, de când sunt viceprimar. Da? Da, din păcate. Cât este administrație și cât este politică în ceea ce facem primărie, lucrurile în primărie? În primărie nu este politică. Din prima zi mi-am impus treaba asta, pentru că primăriile care sunt politizate nu funcționează. Și repet asta zilnic și le spun la unii colegi din politică să nu politizăm. Una este primăria, una este administrația locală și peste drum sunt partidele. Pentru că dacă se politizează administrația locală, nu este constructiv. Nu este profesionist. Da. Da. Într-adevăr, spre deosebire de alte primării, văd că la Arad, cel puțin la nivel de primărie, s-a lucrat bine. Nu am auzit de certuri, scandaluri în primărie. Nu, dar de ce să există certuri sau scandaluri? Tocmai aia spun că... Există o administrație, avem colegii mei, am avut 2 ani de zile o alianță corectă, spun eu. S-au votat bugetele, nu am stat să pierdem câteva
3-4 luni, alte primării au pierdut, chiar primăria Capitalei, cred că nu s-a votat bugetul până în, la începutul lunii aprilie, că tot s-au certat. Nu așa se face administrație, nu. Administrație se face printr-o negociere și prin proiecte. Proiecte bine susținute, nu avioane sau SF-uri, cum gândesc unii, care vin odată la 4 ani prin primărie. Și am avut un domn care a venit anul ăsta la ședința de Consiliu Local când am votat bugetul și a venit cu vreo 8 amendamente și niciunul nu stătea în picioare sau nu avea bază în spate. Domn din politică? Da, bineînțeles, din politică, e candidat și la primărie, în fine. Am înțeles. Și... Da, urăsc politicienii ăștia, care 3 ani de zile nu fac nimic. Da, îi urăsc. Da, nu fac nimic 3 ani de zile. Stau pe anumite posturi și au bănuții. Merg de marți până miercuri la București. Au weekenduri de joi până duminică. Și vin și propun ceva SF-uri care oricum nu se pot realiza sau nici nu știa că 2 sau 3 dintre amendamentele care le-a propus la buget erau votate în anul 2023. Nici măcar atâta nu știa. Deci atunci, da, urăsc politicienii de genul. Îți spun un ban cu politicieni, știi? Te rog. Că știi că se spune că politicienii sunt ca porumbei. Când sunt jos, îți mănâncă din palmă și când sunt sus, mă rog, fac pe tine. Da, trebuie să aibă stomac să poată să fac așa. Eu nu pot să fac asta. Eu nu pot să fac asta și nu pot peste 2-3 ani, când probabil nu o să mai fiu în politică, să mă întâlnesc cu X sau Y pe stradă și să mă uit în ochii lui. Nu pot. Nu pot. Ei, n-o fi chiar 2-3 ani din moment ce candidezi, acum vor fi mai mulți, poate 20 de ani. Dat un exemplu. Bun. Ilie, ce crezi că îi lipsește cel mai mult Aradului în momentul de față? Și te întreb asta și din punct de vedere al cetățeanului și din punct de vedere al administratorului, mă rog, ești în calitate de viceprimar. Ce crezi tu că îi lipsește acestui oraș? Pentru că eu, de exemplu, devin nervos și chiar am reacții acide când aud că suntem un sat. Suntem un sat între, sau o haltă între Timișoara și Oradea. Și tot mă gândesc, cu aia ce ar trebui să facem noi ca arădeni mai mult pentru orașul nostru? Cu atât mai mult, te întreb pe tine, pentru că ești și într-o funcție care poate să miște puțin lucrurile. Lucrurile s-au mișcat în ultimii 2 ani. Noi trebuie să avem speranța. Cuvântul speranță, eu cred foarte mult în el. Și să credem într-o echipă. Veți vedea și după alegerile din 10 iunie, niciunul dintre partide nu vor putea face o majoritate simplă în Consiliul Local. Nu se poate. Și este o democrație foarte corectă. Când nu, de exemplu, mie nu mi-a convenit, mie ca rădean și nu făceam politică, când unul dintre partide avea o majoritate simplă. Nu. Uitați, acum am avut o alianță 2 ani de zile și a funcționat. Eu sunt convins că fiecare arădean a văzut, chiar de când sunt eu viceprimar, că s-au schimbat lucrurile și au început să meargă pe un drum normal și civilizat. Nici eu nu suport să aud că suntem în sat. Nu suntem în sat. M-ai întrebat, timp ce mă întrebai, tot mă gândeam care ce... Sunt multe lucruri care aș putea să le spun că care ar fi cel mai importante. În primul rând, trebuie să dezvoltăm aeroportul. Da. Pentru că... Scuze-mă. Răspunde, nu-i problemă. Da. Vezi, uite, m-am ajuns la un subiect care nu l-am mai discutat. Pentru că m-a întrebat asta, dar tot în mine. Care... De ce? Scuze-mă, este... Este pe WhatsApp și atunci degeaba nu pot să-l pun pe mute că vine pe WhatsApp. Da, ok. Da. Pentru a dezvolta, dezvoltarea unui oraș se face cu oameni de multinaționale și oameni cu bani. Oamenii cu bani circulă cu avionul. Așa este normal. Deci, cum la o discuție, vine omul cu bani, investitorul, unde merge? Se oprește la Timișoara. Avem nevoie de investiții, avem nevoie de lobby, avem nevoie de să dezvoltăm turismul. Eu sunt convins că trebuie să dezvoltăm turismul. De acolo era una dintre ideile mele când am gândit Hub Cultural Marta. Da. Și am gândit ca să dezvoltăm și să construim acele autocare Marta. Autobuze Marta. Aradul poate deveni un pol turistic important. Bineînțeles. Și oare este adevărat că Mureșul poate fi navigabil? Că auzim asta de nu știu câte vreme. Doamne, de ce să nu poată să fie navigabil dacă... Măcar pe partea de oraș. Dar bineînțeles, se poate. Poate.
Nu am... am văzut multe proiecte SF. O să... În următoarea perioadă sunt convins că o să fiu aplicat și pe subiectul ăsta, pentru că sunt foarte multe fonduri europene. Trebuie să fim inconștienți să nu le accesăm. Da. Și pe subiectul ăsta, dacă găsim fonduri europene, sunt convins că le vom accesa. Sunt foarte mulți bani europeni în următorii 5-6 ani. Foarte mulți. Trebuie să stăm în birou următorii 2-3 ani și să accesăm bani europeni. Există un birou care se ocupă cu așa ceva? Da, există un birou în primărie, sigur. Există un birou în primărie cu colegele mele din primărie care se ocupă, sau există birou fondurilor europene. Numai cu așa doar ceva se ocupă și au accesat și lucrează. Da, se vede, pentru că au venit bani în Arad în ultima vreme. Da, sunt proiecte pe fonduri europene foarte multe care încă nici nu au venit banii, sunt câștigați, se veți auzi de ele în următoarea perioadă. Și trebuie să accesăm și blocuri de anvelopare și liceuri, licee avem câștigate și s-au semnat contractele deja pe 2 sau 3 licee, sunt altele 2-3 sunt în licitații pentru anvelopări pe PNRR. S-a lucrat pe domeniul fondurilor europene. Dar trebuie să insistăm. Fonduri europene. Clar că lucrul merge în echipă doar și echipa este formată din primar și viceprimar, mă rog, și consilieri. Sunt deja stabiliți consilierii voștri la PSD care, sau cei care vor fi consilieri, care vor candida acum? Pentru că am văzut un nume care mie îmi place foarte mult, l-ai dat public în interviu, vorbeai de domnul doctor. Da, domnul doctor Furău este candidat la Consiliul Local, da. Da. Pot să fac public. Încă lista nu este stabilită, am să mă întâlnesc, președintele organizației municipale. Continuă. Eu sunt președintele organizației municipale PSD, n-am să stabilesc eu. Stabilesc colegii din birou, noi stabilim împreună, prin vot, așa spune statutul. Cred că săptămâna viitoare o să am declanșez ședința de birou și am să supun la vot. Pe mine mă interesa, Ghiță Furău, de Ghiță Furău. A fost și în 2016, dacă ți amintești. Da, eu am coordonat campania din 2016 împreună cu domnul doctor Furău. Când am avut 7 consilieri locali în mandatul respectiv. Și da, domnul doctor Furău, chiar acum m-am despărțit de el, a fost la partid, va fi candidat la Consiliul Local din partea PSD. Da, un nume care face cinste orașului. Bineînțeles. Și ce vine după el, pentru că nu numai el, are urmași care fac de asemenea cinste meseriei. Da, urmași, ai spus bine, da. Da. Ce ar mai fi de spus dacă ai... Pe mine m-a bulversat un pic telefonul, că asta aveam o idee în cap și nu mi-o mai găsesc. Aveam o singură idee, probabil, și nu o mai găsesc. Așa. Ne jucăm pe telefon, ne urmărește lumea. Nu știu, eu mă uit, Cristi, eu nu văd ceva s-a întâmplat la mine cu Facebook, că nu văd au venit comentarii, n-au venit comentarii. Poți 50. Poți să tu? Pagina, deci sunt acolo. De-aia nu le văd eu aici. Da, 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 da. Am înțeles că mă tot ui și nu-mi vin comentariile. Că probabil... dacă și spectatorii noștri o să aibă puțină răbdare, ia să vedem unde, că probabil că mulți vor să întrebe câte ceva. Aha. Păi asta, să citim comentarii de aici. Pot schimba Radul în bine, succes Ilie. Singurul care merită și trage și este interesat de Radul nostru, votați-l cu încredere, spune Cristian, te-a fost Andrei Batori. Aeroportul când se deschide, Viorica Videscu. Bună seara și mult succes! Pentru cartierul nu ar fi tare frumos un parc al copilor. Flavius Filip, mult succes. Adrian, mult succes. Da, mi-era foarte ciudat mie că nu mi-apar comentarii. Zic, imposibil să Cosmin Buruc îți urează succes. Mi-era foarte ciudat că nu am comentarii pe... Sunt. Aeroportul e deschis, ce spune doamna? Nu e deschis aeroportul, e deschis aeroportul. Vedeam aici un cablu la geam de la RDS, uite așa acolo și pe clădire. Asta este un proiect cu cablurile în Arad foarte important pentru mine, dacă tot vorbeam de proiecte. Da. Foarte important. De 6 luni de zile lucrez cu foarte mulți colegi din primărie, făcut o echipă de lucru, pentru a salva Aradul de cablurile care ne deranjează. Să știți, sunt... Vine efectiv și zgăurește casa, pune cablul pe casă. De vreo 2 luni de zile proiectul trebuia să intre în transparență. Proiectul cu cablurile de 2 sau 3 luni de zile trebuia să intre în transparență. N-a intrat.
Promite arădenilor că în următoarea perioadă va intra și în transparență, va intra și în votul Consiliului Local. Știi că mai este fost, ascuns un am pic, mai fost este dată... ascuns un pic prin primărie. Probabil că deranjează acest proiect, dar nu o să mă las. Deci până nu mai avem cabluri pe stâlpi și copiii noștri nu o să se poată juca cu mingea, nu să, dea, să se ferească de cabluri. Poate nu te-ai uitat, dar te rog frumos să te uiți. Avem lucrări de artă, sunt chiar lucrări de artă, cabluri de... Chiar la, te rog frumos să te uiți la stâlpul de la liceu economic în intersecția respectivă. Da. Da, promit arădenilor că mă țin de cum foarte multă lume m-a întrebat, chiar am văzut și în SMS-uri, ce se întâmplă cu proiectul cu cabluri. Dragi arădeni, proiectul cu cabluri este finalizat. Posibil să fie avut frână de mână pe acel proiect, în ghilimele frână de mână. Nu se va întâmpla asta. Promit să fie în transparență și va fi la vot în Consiliul Local în următoarea perioadă. Am înțeles. Să știi că a mai fost depus un proiect pentru asta în urmă cu 26 de ani. În 1998 lucram la Intersat atunci. Intersat era televiziune prin cablu și trăgeau, Intersat, mă rog, era firmă de cablare și a încercat să depun un proiect prin care toate cablurile să meargă în subteran. Corect. Dar undeva s-a pierdut acel proiect în negura sfârșiților și de anul 90. Aradul are nevoie de proiectul ăsta. Avem nevoie să scăpăm de cabluri. De-aia am redeschis subiectul, că am văzut SMS. O întrebare pe mesajele de pe live. Roberto Mercea, cel mai bun pentru Arad, Olimpia Gabriela, succes, Ianoș Gabi, succes, Florina Pop, succes, ne mândrim cu asemenea om, Florin Petrișor, mult succes, Ioana Chirla, mult succes, Luci Precup, mult succes, Ilie, Eugenia Petaca, mult succes, vă dorim, țineți-o tot așa, meritați funcția pe care o țineți din plin, Andreea Sackerman, singur om care mai ne poate scăpa din acest sat. Mai văd de la Lavinu, de la Covaxa, am speranța că dumneavoastră veți rezolva situația riveranilor de pe strada Mețianu, acces auto. Vezi Oradea 7, străzi pietonale, dar riveranii au acces auto. Da, Lavinu, am avut discuție. De pe strada Mețianu, foarte majoritatea, și este normal ce spun, ei nu pot să intre cu mașina la casa lor. E un lucru normal. Am avut discuții cu colegii în primărie, în următoarea perioadă o să venim cu o soluție normală. Acum 2 ani de zile am petrecut revelionul, cred că la unul dintre locuitorii de pe Mețianu, i-am și spus asta, am petrecut revelionul la Sibiu. Și în centrul Sibiului, la fel, au 5 sau 6 sau 7 străzi care intră toate în centru și m-am uitat și m-am plimbat. Au bariere care ies din pământ, da, frumos, proprietarul care are casa acolo, telecomandă, intră bariera, merge la... Da, pe Mețianu noi avem o problemă, pentru că nu pot să ajungă la... Fiind pietonală, ei n-au pe unde să intre cu mașina. Mai grav, că nu au pompierii, Doamne ferește, pe unde să intre cu mașina. Dar știu subiectul, m-au abordat foarte mulți cetățeni de pe strada Mețianu. Este în discuție cu colegii și de la juridic, și de la patrimoniu, pentru a facilita intrarea și a găsi o soluție. Chiar într-un timp foarte scurt. Ia să vedem că mai vin mesaje. Popescu, păi George, tot la mesaje am găsit întrebarea asta. Camelia Lorelai, puțin politicieni au credibilitate, pe tine te susțin, Ilie, omul bilă. Indiferent de culoarea ta politică, tu ca om știi ești fain și meriți votul meu. Soția lui Vasile de la Laser. Da, o salutăm pe Cami. Ia amintește-ți, Flavio. Dar cine-i bilă? Bila mi se spunea mie în liceu că jucam biliard și eram campion la biliard, da. Da? Da, da, da. Și de acolo vine treaba asta. Da, da, da. Foarte bine. Te salut, Cami. Am pierdut multe mesaje, eu neștiind să mă uit, vă încerc spune, după atâta vreme tot un novice sunt pe Facebook. Îmi place foarte mult proiectul ăsta cu cablurile. Se vor vedea și clădirile pe care le vedem acum și de care eu mă bucur foarte tare că tot mai multe clădiri apar frumoase în arașe. Dar nu le pasă. Tu, dacă ai lucrat la Intersat, bun, nu le pasă. Am o speță foarte clară pe strada Cloșca, unde au venit, au făcut gaură, au pus, dita mai cablu și au plecat. Serios. Proprietate privată. Da. Cum să faci treaba asta? Nu le pasă, nu le interesează. Eu știu că am o animozități și pe mine nu mă suportă, mai ales că de când noi punem, refacem centru și punem granitul pe centru, le-am trimis hârtii, nenumărate, de la lună la lună. Vă rugăm frumos, haideți că noi venim cu o investiție mare. Da. Am zeci de telefoane și stat în stat.
Din păcate, amenziile sunt foarte mici, că eu îmi fac o echipă operativă, iau poliția locală, iau din primărie și mă duc, pot să merg zilnic să le dau amenzi. Nu e o rezolvare. Trebuie să dăm o hotărâre de consiliu local. Iar colegii din primărie au lucrat 3-6 luni de zile la această hotărâre de consiliu local. S-au făcut un grup de lucru de la edilitar, de la patrimoniu, de la serviciu juridic. S-a lucrat pe subiect. Pentru că nu e ușor subiectul. Da. Acum, dacă am descoperit mesajele, este fi foarte urât din partea noastră să nu le spunem. Camelia ne pupă. Spune vă, adică mă includ și pe mine aici. Bulzan, Paula, Ramona, felicitări și mult succes. Gligor, Dea, mult succes, cel mai bun. Ani, Mladin, mult, mult succes. Alex, Vanessa, Dragomir, îți arată 100. Asta știu că e de bine când face cineva așa, arată 100. Toată stima mea, spune Laviniu Covaș, Mădălin, Van, felicitări și mult succes. Salut, Laviniu. Zeu, Dan, succes. Robina, Roberta, Barna, cei mai buni. Îmi cer scuze pentru cei care... Pardon. Nu le-am citit mesaje sau dacă îmi scapă. Mihai For, mult succes, Ilie Cheșa, Alexa, Vanessa, Dragomir, ceau, bravo. Văd că ești o persoană iubită. Da, mi-am lăsat loc de bună ziua peste tot. Am încercat să-mi las loc de bună ziua peste tot pe unde am umblat în viața mea. Și știrea sau cum să zic, decizia și de a candida la primărie Arad, da, a trezit un entuziasm și o speranță. Speranță spune mai bine, că tot mă întrebai care e... Da. O speranță, că noi, nu, noi suntem orașul Arad. Da. Ilie, e de bine. Mult succes și Doamne ajută, Iamandi Grigore, Baftă, Ilie Cheșa, Mel Rândaș, Roberta Barna, Speranță pentru Adi, Raul Cheșa, mult succes. E coincidență sau... Este un nepoțel de-a meu, Raul, da. Există. Sunt... peste 600 de familii numărate de mine la un moment dat Cheșa în Arad. Pe bune? Da, da, da. Toată stima domnul Ilie Cheșa. Nu tot sunt de stânga, mai sunt și de dreapta câțiva. Și de centru probabil, nu? Așa. Pop-Loredana. Dar nu sunt extremiști. Pop Loredana, suntem mulți și puternici. Samuel Dragoș, Aradul va arăta altfel cu oameni ca tine, e timpul Aradeilor. Îl salut pe Samuel, îl salut și pe doctorul Samuel, dacă îl cunoște, este vicepreședinte pe țară la Crucea Roșie. Da, este medic la OPU și un candidat la Consiliul Local PSD, uite, tot, Breaking tot News. Am întrebat, dacă da. Tot ai întrebat. Da. Te salut, Samuel. Uite, vezi, așa cu mesajele astea mai vin știri. Da. Mai... Este candidat PSD la Consiliul Local, Samuel Dragoș. Da. PSD și PNL. O alianță pe care mulți au hulit-o, dar care până la urmă se pare că cel puțin Arad merge bine. Ești de aceeași părere cu mine? Te rog să-i întreb și pe colegii mei. Din partea mea a funcționat bine. Ma. Nu, mulți la început, când s-a întâmplat, când a ieșit USR-ul și s-a... Că atunci, practic, s-a întâmplat alianța asta la guvernare, nu? Cu rotativa. Nu, sau nu? Nu? Greșesc? Nu. Eu am spart gheața pe România. Am fost cu 2 luni înainte. Hai, povestește-ne! Păi, nu? Alianța pe România undeva la 2 luni de zile s-a... autodizolvat. Hai, povestește. Eu am devenit viceprimar înainte cu vreo 2 luni. Înainte să se întâmple... Înainte să se întâmple toată ce se... Cum s-au... Nu știu cum s-au scindat ei, s-au rupt, s-au devenit unul reper, PNL-ul Forța Dreptei, sau... Da. Divizat. Înainte cu 2 luni de zile am devenit viceprimar. Prin vot. S-a votat și... Bun. Deci să zicem că ești un pionier al acestei alianțe. Mult succes! Da, asta pot să spun. Nea Ilie, ești omul cel mai potrivit pentru primăria, abia aștept să faci ordine la echipa noastră iubită UTA. Mircea Radu Flutur, succes, Ilie, te susțin și te votez de tot sufletul. Damian Ali, mult succes! Hai, da, dacă vorbim de UTA, uite că mă întreabă cineva și tot insistă și în mesaje private. Dragii mei, arădeni și suporteri echipei UTA. Exact cum am promis, pentru că proiectul prin care s-a schimbat iarba este un proiect comun, este proiectul lui X sau lui Y. Chiar eu am venit cu propunerea să... Și toți colegii consilieri au votat proiectul pentru a schimba iarba pe stadionul UTA. La fel vom face și un proiect pentru a învelopa stadionul. Pentru că proiectul inițial. Este ceva nou. Da, bineînțeles, dar ei sunt bani în primăria Arad, trebuie să găsim banii, iar în luna iulie eu voi propune la rectificare de buget să găsim banii
pentru a învelopa stadionul. Proiectul așa a fost înainte. Am adică prieten, să nu mai iasă aerul prin spatele tribunei. Normal și logic. Am prieten care are abonament pe ultimul rând, nu poate să stea acolo, avea abonament, nu poate să stea acolo, e curent. Nu e ok, nu e în regulă, arată neterminat. Suntem un oraș frumos, orașul Arad. Repet asta vis-a-vis de ce ai zis. Da, orașul, da. Așa. Da, în luna iulie voi propune la rectificare de buget, legea ne permite ca la 6 luni să putem rectifica bugetul. Mai repede nu avem voie. Să prindem bani și să votăm toți consilierii să învelopăm stadionul. Odată ce l-anvelopăm, vom câștiga și câteva locuri în plus. Putem colțurile să... Da, da. Deci trebuie făcut, trebuie terminat stadionul, nu e finalizat. Dacă țineți minte, când a fost prezentat stadionul... Da, nu, arăta mult mai bine proiectul decât... Arăta învelopat, frumos, da. Închis. Am văzut că m-a întrebat cineva. Da, în luna iulie eu propun treaba asta în Consiliul Local. Și vor vota toți consilierii. Să-l văd eu pe consilierul ăla care nu va vota banii pentru înveloparea stadionului. Nu cred. Da. Hai să explicăm ce se va întâmpla. Vor fi alegeri, dar indiferent ce se va întâmpla, echipa rămâne până în septembrie sau până când mandatul. Care este finalul mandatului? Că poate alegeri... să rămână până în 2028. Cate, poate să rămână pe viață, da. Dar acest mandat, când nu se încheie acum în iunie, dată cu alegerile, nu? Se încheie undeva în toamnă. Da, în septembrie. Chiar nu știu. Finalul lui septembrie, am înțeles. Da. Da. Mai avem timp de 2-3 mesaje. Gabriel Costache, te susțin și te votez, cel mai potrivit om pentru primăria Arad. Amandi Grigore, corect. Este foarte rău să stai sus. Se referea la stadion. Deja mă gândeam la altceva. Unde să stai sus? Și... Anvelopăm stadionul. În luna iulie, repet, dacă sunt care au intrat. În luna iulie, la rectificare de buget, voi propune bani în bugetul municipiului Arad pe anul 2024 pentru a învelopa stadionul. Este imperios necesar. Deci, amintiți-vă, sunt poze la proiectul inițial. Da, frumos, era închis, nu era curent, era... Acum e neterminat. Da, dacă sunt întrebări pe subiect, da. Nu sunt probleme. Da. Nu vreau să încheiem emisiunea fără să te rog și pe tine ca pe toți cei care vin aici să ne vorbească... Nu vreau să o încheiem până... Încheiem? Nu, încă nu. Dar nu vreau să o încheiem până când nu ne povestești și despre familie puțin. Toată lumea care vine aici, undeva mai spre finalul emisiunii, ne povestesc și de familie. Familie, da. Uite, puțină lume în Arad știe că... Și o salut pe soția mea că se uită la televizor. Sunt convins că ne privește. Este singura arădeancă care câștiga mamaia la 18 ani. Ieri a fost la Răzvan și Dani în emisiune, soția mea. Alaltă ieri a fost la ProTV în emisiune. Și cu asta trebuia să începi. Dar de ce? Nu vrea. No, e ok. Da. Da. Ea a cântat și în București, a avut contracte cu ProTV-ul, i-a locuit 4-5 ani de zile în București. A făcut o pauză, aveam o fetiță frumoasă de 5 ani de zile și acum s-a reapucat de muzică la 30 de ani. Foarte bine. Și a scos o piesă, în 48 de ore a avut 7000 de vizualizări pe YouTube și a chemat-o televiziunile în București. La 3 televiziuni a fost în 2 zile. Da, mă pot bravo, felicitări. Nu mă așteptam să mă întreb, m-am emoționat. Nu mă emoționez așa ușor. Dar da, nu e ușor să... Nu e tot una să mergi la Răzvan și Dani în emisiuni și să... fii câștigătoarea la singura arădeancă care câștiga mamaia la 18 ani, concursurile pe bune, dacă le ții minte, acum 12 ani, nu prea spune lumea, nu prea vorbește, poate nu-i un reproș, dar presa din Arad nu prea vorbește de treaba asta, dar uite, Cristi Faur poate să-ți confirme, el a fost cu ea la mamaia în acum 12 ani, 13 ani cred că au trecut, da, când a câștigat mamaia. I-a compus Cristi Faur? Era o echipă, erau mai mulți atunci la mamaia, da. Uite ce, aflăm lucruri noi. Singur ardeancă, da. Ea tot timpul zice, nu zi, lasă, că nu, e ok. Felicitări pentru soția ta, chiar sunt foarte, foarte plăcut surprins, am înțeles că aveți o fetiță minunată să vă trăiască. Mulțumesc la toată lumea. Dar nu scapă, nu ne spui câteva cuvinte despre mama.
că am văzut că mama este un factor foarte important pentru tine. Mama a știut exact în ce parte o să... În ce parte inima stângă și sângele roșu. Da. O să meargă cariera ta politică. Da, de mama părinții mei sunt la pensie, sunt mai în vârstă, îi salut. Nu cred că se uită că nu au Facebook, nu au WhatsApp. O să le dau eu emisiunea pe WhatsApp, dar pe WhatsApp are mama. Da. Ce să zic, sunt bucuros că ea mâncă. Cât îi avem, da, să fim bucuroși. E foarte simplu, Flaviu, să dai un telefon, să zici, mama, fă-mi sarmale. De care, da, mama? Cu varză dulce. Să ne bucurăm de aceste lucruri pe care le avem. Susținem cu mândrie oameni cu devotament și implicare, ca dumneavoastră, Ilie Cheșa, sper să mai găsiți oameni de asemenea calitate. Mult succes, spune Coman Fabian. Bună seara, domnule Cheșa, aș avea o propunere pentru un obiectiv turistic foarte important pentru Arad. În orașul nostru s-a jucat primul meci de fotbal din România. Nu s-ar putea face pe stadionul care nu mai există un stadion în miniatură, gen gara electrică de la Podgorie, acolo unde a fost stadionul. Chiar așa de greu de realizat. Turiștii ar fi încântați să vadă unde s-a jucat prima dată fotbal, ne spune Ionel Gag. O idee prima care... dată fotbal în România s-a jucat unde e... Nu la gara electrică, s-a jucat la Kaufland. Unde era stadionul Vagonul. Un stadion în miniatură, cum este clădirea aceea cu gara electrică de la Podgoria. Ah, da. Se facem stadionul Vagonul în miniatură. Da, un stadion Vagonul în miniatură. Da, se poate face. Bună idee. Da, mulțumesc. Asta am spus, foarte bună idee. Da, eu acolo am copilărit pe stadionul Vagonul. Da, fiecare seară eram acolo. Aveam și bazin pe stadionul Vagonul. Era bazin, nu mai țin. Da, era bazin în subsol cu apă termală. Da, bazinul de refacere. De refacere. Mergeam acolo. Știu. Ne mai prindea Nea Gigi Borugă, îl salut pe Nea Gigi duminica, când n-aveam voie și la bazin fugea după noi cu mașina, ne mai bătea, ne mai certa, ne mai lăsa. Da. Ce mai face? Ne-ai văzut? Da. Bine, da. Bine face, da. Da, ne mai întâlnim, avem, ne întâlnim la acolo la restaurant, la Bebe. Mai ne întâlnim acolo câteodată dimineața la cafea, mai vin foștii, Marius Grad, da, la cafea. Da. Da. Uite, da, bună asta cu... Da, putem face stadionul Vagonul miniatură, da. Și nu numai, că pornind de la ideea asta, probabil că sunt mai multe lucruri care se pot miniaturiza și prezenta ca simboluri ale orașului. Da. Probabil. Nu știu, eu am fost în multe locuri și am văzut, în special în Slovenia, au fost și croații, au tot felul de miniaturi în oraș, anumite clădiri importante sunt prezentate miniaturizat într-un parc. Foarte interesant. Domnule Gag, într-adevăr, o idee frumoasă. Alexandru Ghib, un om extraordinar, spune. Uite cum curg laudele. Nu crezi că o să ți se urce la cap laudele, dacă te laudă toți așa, trebuie să te și critice cineva. Tot clisă cu ceapa mânca mai înainte, mă scuze. Pe bune, nu. No. Și șuncă de casă. Am primit o șuncă faină de la Pâncota. Mulțumesc, Andreea. Acum de jumătate de oră. Și pită cu coajă groasă. Da, păi, îți aduceam, dacă îmi spune. Cum de nu te îngrași? Eu numai dacă mă uit la pita aia cu clisă, de 3 ori pe săptămână încă dau cu fotbalul. Nu merge altfel. Deci numai așa. Da. Bun. Cât timp mai avem? Că dacă vrei, mai îți dezvolt 2-3 proiecte. Te rog frumos. Putem să oprim acum. Am un proiect de imperios necesar pentru arădeni. Eu cred că dacă acest proiect îl vom implementa în următorii ani, Aradul va avea și arădenii foarte mari beneficii. Proiectul se numește EDA, Energie din Deșeuri Arad. Energie din Deșeuri Arad este un proiect la care am lucrat 2 ani de zile. Momentan este ținut într-un birou. Poate să-l ștergem de praf, dar eu voi continua cu energia din deșeuri și cu acest proiect, pentru că ăsta este viitorul. Țările nordice au energie și căldură gratis cu acest proiect, datorită acestor arderi. Da. Energia din deșeuri, ei efectiv își ard deșeurile. Asta putem să facem și noi. Noi producem 120 de tone pe zi de deșeuri. Municipiul Arad. 120 de tone pe zi? Da. În urma studiului de fezabilitate care s-a realizat și cu discuțiile care le-am avut, am avut discuții cu colegii din Helsinki, am ajuns și am vorbit cu colegii din Helsinki care au franciză la energia din deșeuri. Noi dacă ardem 100 de tone pe zi, avem căldură și energie gratis. Putem să avem cea mai mică gigacalorie din țară. Noi cu acest proiect voi insista după 10 iunie să punem pe picioare acest proiect. Deci noi, dacă ardem, ce îmi spuneau colegii din Helsinki,
am discutat aproape 6 luni de zile cu ei, de 2-3 ori pe săptămână pe Zoom. La 100 de tone arse pe zi, noi avem foarte multe beneficii. Pe lângă energie și căldură gratis, la 100 de tone pe zi arse, noi avem un beneficiu de 10 tone rezultă din urma arderilor de deșeuri de cenușă brun. Ce fac nordicii cu acea cenușă brun? Fac parapeți antifonici. Pentru autostrăzi, pentru trenuri, pentru tot. Deci au foarte multe beneficii. Mai avem un al treilea beneficiu, cenușă neagră. Tot în urma arderilor celor 100 de tone pe zi, rezultă 10 tone de cenușă neagră. Ce fac țările nordice și italienii mai nou? Că de aia când mergeți în Italia veți vedea că autostrăzile la ei, asfaltul este negru. Pentru că acele 10 tone pe zi care rezultă în urma arderilor, ei acea cenușă o pun în asfalt. Și la noi ce este beton la beton. Acea cenușă este beton la beton, traducerea. Și la noi merge în atmosferă sau ce se întâmplă cu... Poftim? La noi ce se întâmplă cu cenușa aia și cu fumul și cu... Cu care cenușă? Că noi nu avem arderi, noi nu ardem deșeuri. Noi nu ardem. Noi nu avem. Ce ardem la în România nu avem. Ardem cărbune. Care și-au făcut energie din deșeuri sunt, din ce am văzut pe Facebook, sunt anumite localități sau firme private. Orașele încă nu au făcut treaba asta. Și asta este viitorul. Deci voi insista cu și acest proiect energie din deșeuri. Și, după 6 luni de discuții cu colegii din Helsinki, cu viceprimarul din Helsinki și cu inginerul care a implementat acum 20 de ani, ei de 20 de ani folosesc această tehnologie, mi-au spus că toate costurile la cheie, pentru a ne da exemplu în Europa de Est, ar fi de 50-60 de milioane de euro o centrală de ardere a deșeurilor EDA, energia din deșeuri. Costurile nu sunt mari vis-a-vis de ce ar putea să fie, că am putea să fim primul oraș din România care am avea cea mai mică gigacalorie, prețul pe cel mai mică gigacalorie din țară. Da, acest proiect este de suflet și voi continua cu el în ciuda tuturor frânelor de mână pe care mi s-au tras pe acest proiect. Da, am văzut oricum la noi, v-am înțeles că va scădea prețul gigacaloriei după retehnologizarea asta a cetului. Ai fost spus foarte bine, după o retehnologizare de 100 de milioane de euro. Foarte bine ai spus, după o retehnologizare. Nu, eu propun și pe lângă această retehnologizare să facem un cet nou pentru a arde deșeurile. Asta este viitorul. Noi o să vedeți peste 5-10 ani. De 20 de ani folosesc finlandezii această ardere. Să încălzesc cu deșeurile lor. Și ce au făcut în Helsinki? Că după ce am ieșit cu proiectul ăsta acum 2 ani de zile, foarte mulți ecologiști au zis, păi cum să faci un asemenea cet în centrul Aradului? Și le-am arătat poze, i-am rugat pe domnul viceprimar din Helsinki să-mi trimită poze. În centru Helsinki, această centrală, și-au făcut pistă de sărituri pentru a demonstra că nu-i toxic. Deci, repet, de 20 de ani ei folosesc așa ceva. Hai să mai luăm niște mesaje. Cristina Rus, mult succes. Gabi Muj, domnul Ilie Cheșa, Dumnezeu să te binecuvânteze cu multă înțelepciune în conducerea Radului. Ne avem nevoie de... Salut, Gabi! Arădeni ca și tine. Îmi spuneai de două proiecte. Unul cu EDA și parcă mai era unul, nu? Sau am înțeles eu bine, ai spus că mai avem timp să mai spun două chestii. Pot să spun ce putem face până hai să mai spunem o chestie înainte să... Ce proiect mai ai, Ilie, pentru Arad? Proiect pentru Arad? Da. Eventual ceva acum, dacă dăm și în premieră, îți dai seama că toată lumea care se uită la noi, deja am avut vreo două premiere am avut aici. Nu, anveloparea asta de unul minut, asta este cel mai important. Da, asta e cel mai important. Da, restul sunt la nivel de proiect. Dar anveloparea asta de unul o putem face la rectificarea de buget din iulie 2024. Da, mie pe lângă anveloparea, mie îmi place foarte mult treaba cu cablurile, care ar înfrumuseța Aradul și ar face mult, mult, mult mai estetic. Și toate cablurile mă gândesc în niște magistrale subterane. Da, bineînțeles, trebuie să facem treaba asta, pentru că uite-te la stâlpurile care le avem și clădirile istorice care le avem. Toate, uite-te acolo. Da. Târnă. Da, aceste cabluri nu au fost, trebuie să dăm acel proiect și să-l votăm. Și atunci să-l punem în aplicare. Bineînțeles că vor fi animozități și nu le va conveni acest aspect. Dar personal nu-mi pasă, pentru că orașul Arad trebuie să redevină orașul Arad.
Frumos spus. Mulțumesc frumos, Ilie, pentru prezența la emisiune. A trecut o oră. Așa, da. Ușor. Eu vă mulțumesc pentru invitație, oricând. Sunt prezent la datorie. Okay, m-ai întrebat la un moment dat care e timpul tău, hobby-ul tău? Păi, ce faci în timpul este liber? Este ora 9, am plecat dimineața la 8 și un sfert când am lăsat-o pe fiica mea la grădiniță. Cam asta da, e programul. Am înțeles, am înțeles. Da, la noi poate noi mai luăm și câte o pauză în timpul zilei, dar nici noi foarte departe nu suntem. Dar sunt convins. Cristi este campionul, este campionul timpului liber, Cristi. Da. Bun, mulțumesc încă o dată, Ilie, pentru prezența la emisiune. A fost chiar o plăcere. Mai luăm un mesaj. Flavia Mario Marcus spune mult succes și terminăm cu asta. Dragi prieteni, vă mulțumesc frumos că ne-ați fost alături și în această seară la Pertu. A fost Ilie Cheșa, viceprimarul Aradului și candidatul PSD pentru funcția de primar în noul mandat, în noua legislatură. Noi ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, stați sănătoși. V-am pupat. Seara bună.